Bună ziua, dragii mei, și bine ne-am găsit și astăzi. Împreună cu imitatul meu, domnul Emanuel Corlan, astăzi o să discutăm despre conștiință și despre om. Și au să am grijă, alături de Emanuel, să vedem din perspectiva sa, ca ghid holistic și formator, ce reprezintă un om spiritual. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Exact cu asta vreau să începem. Ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, a fi un om spiritual? Uh, trebuie să înțelegem uh, că toți suntem spirituali. Mai mult sau mai puțin. Dar trebuie să înțelegem un simplu lucru. Nu înseamnă că dacă merg la o biserică, sunt un om spiritual. Uh, noi facem... Noi, cum să zic? Noi nu înțelegem că dacă eu mă rog seara sau noaptea, efectiv sunt un om spiritual sau efectiv sunt un om bun. Nu înțelegem că să poți ajut pe cineva te face un om bun și în același timp și un om spiritual. Dar am nevoie să și înțeleg cine sunt eu cu adevărat, cine sunt, ce caut eu aici să pot să înțeleg natura mea și de unde vin și de unde unde încotro mă îndrept. În profesia pe care o ai, este foarte important să fii conștient. Corect. Cât de conștienți însă sunt oamenii care ajung la tine și care sunt motivele pentru care sau care îi mână cel mai adesea să bată la ușa unui terapeut? Să mă dau exemplu pe mine. Uh, ca, și ai o viață. În perioada când, să zic, că eram conștient și inconștient, ai un job, ai o meserie, mergi la, la servici și, efectiv, vezi că tot timpul se repetă lucrul sau jobul pe care îl ai. Adică dai de un, niște directori asemănători cu care ai avut. Vezi că totul, toate lucrurile din viața ta, adică cât și persoana apropiată de tine, se repetă. Chiar dacă ai schimbat-o, atunci, atunci încep să-ți pui o întrebare adică începi să fii conștient de tine adică, băi, ce, ce, ce se întâmplă? și începi să înțelegi că de fapt e ceva în tine care atrage persoana de uh... un anume fel exact. repetitiv repetitiv, exact iar atunci încep să devii un pic conștient că cum funcționează viața asta e foarte important să înțelegi că uh, nu atragi oamenii din exterior pentru că e ceva în tine și ea tragi. Dar dacă ne rezumăm la oamenii din jurul nostru că ei sunt o problemă, ai greșit. Dar ce înseamnă a fi conștient într-o profesie ca ta? A fi conștient este că e foarte simplu. Când, când vezi un om și simți și înțelegi ceva că omul ăla a venit pe rezonanța ta la tine, Începi să înțelegi ce ai tu de schimbat și ce are omul ăla și cum poți tu să-l ajuți. Sau din experiența ta pe care ai avut-o în interiorul tău sau care ai experimentat-o și omul ăla a venit la tine asemănător pe ce ai avut tu. Și atunci încerci încet, încet să poți să-l ajuți. Să poți să fii conștient, ești conștient, nu inconștient. La ce vârstă s-a produs această... Trezire, dacă vrei, în viața ta și cum s-a declanșat ea? Asta e drăguț. Uh, eram copil, cred că eram în clasa întâia sau la grădiniță, nu mai știu sigur. Eram foarte conștient de mine, auzeam voci care nu puteam să le spun părinților, asta uh -huh. e clar, uh, care efectiv mă ghida, mă ghida ceea ce am eu de făcut. Și. Eram, a, încercam să ascult vocea interioară și la un moment dat mă certasem cu fratele meu și zice zice stai liniștit că și el are lecțiile lui de învățat lucrurile astea le-am păstrat în mine n-am putut să le verbalizez pentru că oamenii te consideră diferit uh -huh. sau uh, o să bage pastile în tine și tot timpul îmi zicea stai liniștit, nu vorbi mergi mai departe iar la un moment dat a existat un lucru și zice, acum trebuie să dormi. Mm -hmm. Ok. Și ca să poți să experimentezi viața. Și de acolo a început, efectiv, am luat un somn, dar singura mea teamă a fost dacă mă voi trezi. Și am zis, da, o să mă ajut să mă trezesc și zice, o să fie totul bine. Și așa au fost până la vârsta de 26 de ani. Ok. Atunci a, de a, a pornit un clip. În perioada asta, până da. la 26 de ani, a existat acea voce, acel ghid. La un moment dat a dispărut, exista, dar în același timp l-am am, -am înlăturat, am dat-o la o parte, încet, încet. Adică simțeam, știam foarte multe lucruri care era bine, care nu, ce ego. Adică încercam să le diferențiez, dar în același timp dădusem la o parte lucrurile astea. Adică chiar nu, nu, nu le mai vroiam în viața mea. Și clicul care a făcut, după o anumită perioadă, au fost alegerile mele. Adică alegerea mea a fost un job bine plătit, să ai o casă, să ai o mașină, să ai tot ce îți dorești tu pe lumea asta. Și în momentul ăla când a început, am început să-mi dau jobul pe un job mai puțin plătit, să ajung să divorțez, să ajung să plec de acolo de unde eram, adică să ai tot și să pleci, atunci am înțeles că ceva e mai mult de atât și trebuie să caut. Sunt mai mult decât mă văd eu pe mine și cum am fost învățat și educat. Dar clicurile mele au fost alegerea jobului, al doilea a fost toți ne căutăm fericirea. E foarte simplu. Toți ne dorim fericirea, chiar dacă suntem conștienți, chiar dacă nu suntem conștienți. În momentul ăla mi-am dorit foarte mult un televizor. M-am dus, mi l-am cumpărat și eram foarte fericit. L-am pus, a durat vreo 5 minute fericirea și pe urmă a dispărut. Mi-a dat un semn de întrebare, ceva nu e în regulă. Iar al treilea lucru a fost câinele. A fost bolnav, a avut pancreatită și a zis doctorul că nu o să trăiască. Ok, perfect. Atât de mult mi-am dorit eu ca uh, să nu moară. Era în halul în care nu se mai deplasa. Deci în momentul, deci după o lună de zile, câinele s-a făcut bine. M-a dus doctor S-a uitat, nu i-a venit să creadă. Mi-a dat un semnal de alarmă. A fost mm -hmm. un semn de întrebări: cum există? Că l-am întrebat pe doctor Bun și în cât timp se poate face bine, nici după trei luni de zile. Iar după o lună de zile, când era pe picioare, mergea și era fericit. Era un semn de. adică mi-am pus o întrebare bună, dar ce e? Înseamnă că e ceva mai mult de atât decât să muncești, să trăiești și să mănânci. Ceva e. Hai să căutăm. Ce înseamnă? să construiești o fundație solidă pentru a putea deveni conștient de tine. Mai e... Care sunt primii pași? Uite, asta ar fi un exercițiu bun de făcut. Să ne imaginăm că cei care ne urmăresc stau cu foaia și cu pixul și își scriu care ar fi primii pași pe care ar trebui să-i facă pentru a deveni conștienți de ei. În primul rând, ar fi foarte conștient cine, cine este în jurul tău. Uh -huh. Este foarte important. Un lucru foarte important ce prieteni ai în jurul tău. Și să spun simpla întrebare ce îmi doresc. Adică îmi doresc să fac lucrul respectiv, și dacă oamenii din jurul meu mă blochează sau vor să mă sprijine în dorința mea. Este foarte important. Adică, Chiar și mama, chiar și tata sau fratele, nu contează, chiar și surioara, dacă ei sunt împotriva ta, efectiv, să fii conștient că ei te blochează. Atât cât poate să te blocheze, cât și alimentația. Că stai, lenia. Este foarte greu când zici, hai să fac să încep. Este greu să începi. Tot timpul când vrei să faci ceva nou, este greu. Foarte important să începi să faci. Chiar dacă e greu. Începi să pui o cărămidă. Să începi să sapi. Orice lucru e foarte important. Fundația începe în primul rând de la tine. Întrebarea dacă spui începi să spui întrebări. Dacă nu începi să spui întrebări, nu o să capezi răspunsul. Uh -huh. Dacă stai și aștepți și ceri milă și vrei doar ajutor să primești, din păcate uneori o să fim dezamăgit sau de chiar multe ori. Oamenii în general, pentru că așa suntem construiți, ne dorim lucruri. Da. În fiecare zi ne dorim tot mai multe lucruri. Da. Crezi că ne dorim conștienți sau ne dorim inconștient lucruri? Asta e o întrebare foarte bună. Uh, noi, de obicei, avem educație. Și toată, 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 educația noastră din copilărie ne duce și în, când suntem adulți. Iar în momentul când un părinte își dorește ca tu să te însori și tu nu-ți dorești și ajungi la un moment să te însori, atunci îți pui o întrebare, este dorința mea sau este dorința părintelui meu? Sau îmi doresc să am foarte mulți bani? Ce se întâmplă în ziua de astăzi? Da? Este dorința mea sau a egregorului oamenilor care își doresc bani? Trăiește în energia respectivă, o să. Dacă nu, de, nu te cunoști pe tine, nu poți să-ți dai seama dacă ești dorința ta sau nu. Dacă începi să te simți ce, ce ești și ce-ți dorești tu. Și atunci, dacă eu mă întâlnesc cu tine. Și mă înțeleg pe mine, o să te înțeleg pe tine ceea ce îți dorești tu. Dar dacă eu nu mă cunosc, o dorință de-a ta, care tu o ai și te gândești la ea, o să vină și la mine. Suntem câmpuri deschise. O dorință al unui om este transmisă la altul. Mai ales când. ca să fie mai simplu, când judecăm un om. Judeci un om te judec pe tine. Ceea ce eu te judec pe tine și nu am înțeles eu, o să pățesc și eu asemănător ce, făcut, ce, ce ți s-a întâmplat ție. Când ju de cum să se, cum se oprească oameni? Cum, cum trebuie învățați oamenii? Uh, sau mai bine zis cum ar trebui să se educe să nu judece? Pentru că de multe ori oamenii emit o judecată uh, inconștient. Corect. Uh, și atunci, asta e important. Că ești inconștient. A, poți, ca și pe tine, să faci un program. Vreau să mă opresc în momentul în când încep să judec, să fiu conștient, să mi le aducă în conștiență. Adică să fiu eu conștient când încep să judec un om. Uh -huh. Iar în momentul când eu încep să am un instinct să îl judec pe un om, fac, se face o pauză. Și atunci înțelegi că îl judeci. Și atunci încep să devii conștient de tine. Uh -huh. Dar dacă iar același lucru, dacă eu nu o să fac lucrul ăsta și eu o să pot să-mi fac o singur pauză. Când, a, asta depinde de fiecare ce își dorește. Dar știi când ajungi să, să faci lucrul ăsta? Când îți dai seama, îți dau un exemplu, același lucru am făcut și eu, adică am judecat la rândul meu și am primit ce răsplata pe care o meritam. Îți dau un exemplu, eu eram copil, și mă gândeam cum ar fi să părinții mei să divorțeze. Da? Că ar fi mișto că am văzut undeva că primește și de la unul și de la altul și primește mai mult. Și mă gândeam cum ar fi. Ce crezi că s-a întâmplat? Adică n-am primit părinții mei, adică dorința mea, adică cum am judecat eu, mi s-a întâmplat mie și copilului meu. Adică ceea ce am făcut eu. Odată când eram inconștient, când eram copil, da? mi s-a întâmplat când am devenit eu adult. Asta înseamnă că am înțeles, am fost conștient, că am judecat undeva și mi s-a întâmplat mie. Dar nu neapărat părinților, ci mie. Dar, încă o chestie, judecând părinții, îți judeci părinții. Să zicem, îți judeci pe mama, cum am făcut eu. Îți judeci mama. Nu o să plec niciodată de când. De ce pleacă mama de lângă mine când sunt copil? Și eram foarte supărat pe ea și o judecam. Ce crezi că s-a întâmplat cu mine? Am plecat de lângă copilul meu. Adică am plecat la distanță mai mare, la fel cum a plecat mama. Adică judecata noastră ne afectează, poate nu numai pe mine, cât și pe copilul nostru. Foarte important. Știu că lucrez cu pacienți și printre uh, disciplinele pe care le-ai studiat, știu că ai făcut reiki și radiestezie. Da. Sunt aceste două uh, modalități de evoluție uh, importante în viața, în călătoria unui om uh, spre o conștiință mai înaltă? Uh, da, este te ajută. Dar uh, ca ce este să... Reiki? Oamenii uh, au din ce în ce mai multe informație la liber pe online, însă foarte mulți uh, încă își pun întrebări: ce este acela un ghid holistic? Când să apelez la el? Și ce înseamnă Reiki? La ce să mă aștept când mă duc la un terapeut Reiki? Ce îmi face? Că noi știm foarte bine că nu se acționează tactil. Nu, nu este un masaj. Nu este o operație, da. nu îi se prescrie o rețetă. La ce să se aștepte om când se duce la da. un ghid? Deci, e foarte important să înțelegem. Avem niște probleme de sănătate. Da? De fapt, noi inconștient mergem la biserică. Da? Mergem la biserică da, ca să ne fie să ne ajute cumva. Bun. Mulți oameni merg la biserică, nu numai când sunt bolnavi. Unii se duc la biserică ca așa au învățat, alții așa. se duc la biserică pentru că uh, cumva au o conștiință și se duc acolo și reușesc să se încarce, alții se duc la biserică pentru că le este frică că dacă nu se duc se întâmplă ceva rău în viața lor. Să nu judecăm fiecare om, se duce pentru rațiunile, pe din rațiuni diferite. Uh -huh. uh, dar știu că terapeutul intră mult mai profund așa în viața pacientului și reușește cumva să le duce și să-i aducă mult mai multă conștientizare și conștiință de sine. Însă ce vreau pentru cei care ne urmăresc este să ne explici când e momentul potrivit să venim la un terapeut, la un ghid holistic și ce învățăm, care sunt primii pași pe care îi parcurgem alături de el. Asta vreau să zic, de fapt, omul uneori ajunge pe, până când ajunge la ultimul stadiu. Mm -hmm. De obicei, nu ajunge să fie preventiv să înțeleagă lucrurile dinainte, să fie preventiv să nu se întâmple lucrurile. Mm -hmm. Și atunci ajunge la un terapeut când e în ultima fază și trebuie să facă ceva. Sau sunt oameni care chiar caută și nu știu ce să mai facă în relație mm -hmm. sau ce să mai facă cu viața lor. De aceea, încep să efectiv vechi, te ajută să te cureți de programele tale negative, de gândirile tale și te începi, pleci de acolo foarte bine, te pleci relaxat, pleci bine, împăcat cu tine, îți se recuperează suflete, te reîntrăgește, e tot ok. E La momentul când uh, tu pleci de acolo da, și efectiv tu nu faci nimic cu tine să faci o schimbare, adică uh -huh. ai puterea, deci te-ai reîntrăgit și ai puterea să schimbi ceva, tu nu schimbi. Ce se întâmplă cu tine, o să ajungi tot la fel. Uh -huh. Adică, tu degeaba ai făcut un lucru dacă tu nu faci o schimbare. Aici nu se înțelege că, băi, am fost la el, dar, bă, nu știu ce se întâmplă. Și nu, nu mă simt, tot mă simt tot la fel. Păi te simți la fel, pentru că ai gândit la fel, ai reacționat la fel, ai te -ai întâlnit cu unul în trafic și l-ai înjurat. Adică, lucruri care, efectiv, tu îl judeci pe unul. Mm -hmm. Și clar tot pe tine te afectează. Te duci la Reiki, te curăță, dar tot, tot așa o să ajungi. Adică, degeaba mergi dacă nu și acționezi. Da, mergi la un terapeut să te ajute, să te susțină mm -hmm. și tu să acționezi. E foarte important. Crezi că oamenii au din ce în ce mai multă nevoie de un terapeut în viața lor? Uh, dată fiind uh, situația pe care o traversăm acum, și nu numai, dat fiind uh, uh, faptul că totul se mișcă mult mai repede, lucrurile se petrec mult mai repede, oamenii se trezesc aruncați din, dintr-o situație într-alta. Uh, Cred că acum, spre deosebire de anii trecuți, un, uh, un ghid holistic este un necesar, poate e prea mult spus, dar este un lucru benefic în viața unui om pe termen lung. Este foarte benefic. De ce? Păi, dacă tu ai orgoliu mare, tu nu vrei să te vezi și vrei să afli adevărul despre tine mm -hmm. și vrei să te ghideze pe drumul tău să știi ce ai tu, ce care sunt defectele tale, pentru că noi de obicei nu vrem să le vedem, nu le scoatem la suprafață. e în momentul ăla, începi să-ți spună direct adevărul, ceea ce ești tu. Am orgoliu, am mândrie, am. Uh, defecte, judec, încep să le scoți și încep să îndrum omul respectiv să poată să le schimbe cumva. Adică să -i, îi dai un drum care poate să-l ajute să fie mm -hmm. benefic, să te vindece. Pentru că vrei o minune. Minunea este tot la tine. Adică toate ustensilele tale tot la tine sunt. Te ghidez ca să poți să le înțelegi mai bine. Exact cum ai un copil și vrei să-l ajuți. Dar dacă eu nu știu și tu nu știi, cum vrei să te ajut pe tine? E, și atunci ai nevoie de cineva care să te îndrume, bă, uite, poți să mergi așa sau mergi așa. Ăsta e drumul, dacă o iei pe drumul ăsta, vei ajunge în punctul ăla. Adică e foarte important să, să, înțelegem când luăm un om și ne dorim să, să ne dezvoltăm, să înțelegem lucrurile, să înțelegem viața cum funcționează, pentru că nu suntem educați nici la școală și nici în viață și părinții ne-au educat într-un fel în stilul lor ei dacă n-au știut ei ne-au educat cum au știut ei și bunicii au educat pe părinții noștri așa cum au știut ei trebuie să înțelegem și să putem să ajungem mai mult de atât să înțelegem cum funcționează viața dacă de 100 de ani, 200 de ani, de 2000 de ani s-a trăit într-un stil și într-un un mediu și se vede că nu funcționează, hai să schimbăm noi ceva atunci. De la partea de educație din școală, la fel. Deci, nu, efectiv, educație foarte, foarte importantă. Și atunci un om te îndrumă și îți arată pe unde să mergi. Chiar dacă tu nu știi. Și ideea este că să-ți dore, să, să dorești să ajungi în stadiul ăsta, să zici bă, da, viața mea nu este ok. Am repetat de atâtea ori ce aș putea să schimb. Ce aș putea eu să fac? mulți oameni care traversează o perioadă dificilă în viața lor pun toată asta pe seama karmei? Ce ghinion am, ce karma am. Ce karma. Și cum putem să diluim cu ea? Ce facem cu karma? Ce este și ce facem cu ea? Da. Um... Toată lumea e, e misto când, să zicem, ești om spiritual sau ai citit undeva că totul se întâmplă numai că e karmă, e karmă. Mă, o fi karmă, dar ideea este că este energia ta negativă care ai acumulat-o. Atât cât karma de neam, cât și karma ta personală. Dar noi nu înțelegem că karma e energia aia când eu sunt într-un trafic, și mă supăr pe unul și îi zic, îi adresez niște cuvinte. Iar la un moment dat, aia se întoarce către mine și noi nu înțelegem că este, acți este, este factorii acțiunilor noastre care le-am făcut odată. Și atunci zici, inconștient, zici, bă, așa se întâmplă că, cum se întâmplă în București. A, ah, păi așa e Bucureștiu. Nu este datorită acțiunilor tale care le-ai făcut la un moment dat. Dar atunci... asta cu un moment dat, o scuză mă că te întreb ca să facă sens pentru oameni. Când spun am făcut la un moment dat ceva, mă raportez la ce am făcut în viața asta conștient fiind, pentru că atunci când mă raportez la karmă, pentru cei ce nu cred și nu sunt deschiși către această latură ezoterică și nu cred în reîncarnare, este foarte greu de înțeles karma din alte vieți pe care am creat-o și vin aici în existența asta da. cu lecțiile mele. Uh, karma de neam face mai mult sens pentru oameni, pentru că ei au regăsit-o și în Ortodoxie karma de neam, că dacă tu ești, nu respecti cele șapte porunci, următoarea generație o să plătească și așa mai departe. Cum își pot însă repara oamenii această karma în existența asta? Pentru că cei care nu cred în ezoterism, însă înțeleg conceptul, ei spun, domnul eu trăiesc acum. Eu sunt conștient de ce am făcut în viața asta. M-am născut, am devenit conștient la 10, 12, 15 ani. Eu vreau să știu ce am de făcut cu viața mea acum, începând de acum. Um, Cum lucrăm cu karma? Pentru că în astrologie îl avem pe Saturn, care este Lordul Karmei, și ne uităm pe o hartă astrologică și ne dăm seama unde pică Saturn, acolo, pe casa respectivă sau pe semnul respectiv. Noi înțelegem ce lecții avem în această existență de făcut. Cum ne ajută Reiki? Cum ne ajută uh, terapiile de acest gen să ne înțelegem karma și să lucrăm cu ea? Păi, în um, primul rând, ca să pot să lucrez cu karma, e primată să o aduci în conștient, uh -huh. să fii conștient de ea. Uh -huh. Pentru că dacă nu ești conștient că, dau un exemplu, ai un blestem pe familie, uh -huh. nu știi. Adică, pur și simplu, dacă ți-a murit de trei generații sau patru generații s-a murit tata, deci uh -huh. bunicul, străbunicul uh -huh. și așa mai departe și tu nu ești conștient că de fapt e un blestem, tu nu o să înțelegi, atunci nu o să acționezi. Primul, rând, primul și primul rând trebuie să fii conștient de el. După aceea trebuie să acționez. Bun. Ce pot să fac eu ca și om normal? Adică, exact. pur și simplu, nu exact. știu de reiki, efectiv, exact. poate nu știu de lucrurile astea, nu, nu am inițieri, exact. nu folosesc la adică nu folosesc asta nimic. Perfect. Poți să mergi. Se acționează, poți să mergi să ții un post negru, asta e, poți să iei la Ortodoxie, poți să citești Saltiria, Acatiste, să aprinzi o lumânare, să teruri la ora 12 noaptea. E, rugăciunea de aur, adică sunt lucruri care le avem la îndemână, dar mm -hmm. dacă nu acționăm și nu sunt conștient că am o problemă sau uh, uh, e ceva în familia mea sau am o karmă, energia aia care sunt, este în familie, nu ai cum să acționezi. Care sunt uh, virtuțile care ne indică un nivel ridicat sau mai ridicat de conștiință? Nu, no, știi... Uh, Ideea e în felul următor. Toată lumea are ceva în interiorul lui. Și când îl astupi cu foarte multe lucruri, nu mai ești conștient de ele. Nu ești, dacă cineva ți-a dat în cap și ți-a zis că nu ești bun de nimic și că nu ești în stare să faci nimic și tu ești mai în stare decât el și el tot îți dă, tu o să le acoperi. Atunci vine cumva trebuie să le scoți din nou la suprafață. Să, să devii, să, să fii conștient de ele și cum poți să fii conștient de ele? adică te pui singur în singurătate sau dacă nu cu cineva sau cumva să, să poți să le înțelegi ce ești bun ce nu ești bun, cine ți-a dat în cap și cine te-a băgat supreși. Oamenii de obicei chiar dacă ești bun încearcă să nu fii cumva să te vadă cineva, încearcă să fii cumva să nu te vadă și îți dă în cap. Și atunci totul se îngroapă. Adică le cu orgoliu, cu mândrie, cu trofie, cu necazuri, cu ce vrei tu. Și atunci nu poți să le mai scoți la suprafață, să poți să te ghidezi de ceva în viața ta. Care este părerea ta? Este necesar în existența asta să fim conștienți? Și dacă da, cât de conștienți trebuie să fim pentru a trăi o, o existență ușoară, plăcută? Păi, uh, ca să fi să fim conștienți. Ce înseamnă până la urmă să fiu conștient? Păi, să înțelegem, în primul rând, cum funcționează viața. E foarte important. Uh -huh. Adică. Când te întâlnești cu cineva, nu te întâlnești niciodată întâmplător. Okay. Tot timpul ai ceva de înțeles de la el și el de la tine. Să fiu conștient că uneori, adică eu uneori nu vorbesc neapărat pentru tine, uh -huh. uneori vorbesc pentru mine. Când ești conștient, deja vorbesc, mă adresez către tine, dar eu deja știu, eu am acționat, am făcut lucrurile respective. Dar atât timp cât ești inconștient și am o suferință în interior și traumele mele, și eu când mă întâlnesc cu tine... Da, zicem că mă întâlnesc întâmplător cu tine și ai o traumă, pe mine mă afectează, eu ți le zic dar eu nu vorbesc doar pentru tine, vorbesc și pentru mine și atunci noi uneori nu vorbim doar pentru ei vorbim pentru noi după aia de ce ți se dă să fii conștient de ce îți dă un copil de ce îți dă un copil de ce îți dă o casă, de ce îți dă o mașină tot timpul ți le dă ți le dăruiește pentru un scop un motiv în viața ta să poți să să le înțelegi exact cum dau un exemplu viața mea. Să pot să ajung să să doresc tot, să le am pe toate și să înțeleg ceva că există mai mult de atât. Adică nu m-am limitat decât la lucrul ăla că până aici și am tot și să trăiesc până la băzi și să bătrânețe și gata, s-a terminat povestea. Adică am să fii conștient înseamnă că ai un copil. Ce pot să învăț de la copilul meu? Adică de la copilul meu am învățat mai multe foarte multe lucruri. Credem că e un copil. E, pe el am văzut, de fapt, m-am văzut pe mine. Mi-am înțeles traumele mele, mi-am înțeles cum a acționat tata, cum a acționat mama la mine. Am înțeles uh, uh, cum. Îți dau un exemplu. Înainte nu știam să comunic. Adică nu comunicam. Ce crezi că s-a întâmplat cu copilul? Nu comunica. Adică am fost, am, am analizat pe mine. Atât timp cât eu am început să stau cu oameni de vorbă, să comunic, copilul s-a schimbat. E să revenim când eram eu copil. Părinții mei n-au știut să comunice între ei. Ce s-a întâmplat cu mine? Eram foarte bolnav, cu amigdalitele umflate. Am ajuns să le scot pentru că ei n-au știut să comunice. Adică uneori părinții afectează pe copil, dar copilul este decât un ghid. Efectiv îți arată că ceva nu este în regulă. Atunci când în viața noastră se petrece acel declic care ne spune că gata, până aici, este clar că trebuie să schimb ceva la mine, în acel moment crezi că este mai benefic să ne însingurăm și să avem o perioadă în care să ne trăim acest drum către evoluție spirituală singuri sau crezi că este mult mai benefic să facem acest lucru uh, în familie? Deci fiecare om are perioada lui. Are uh -huh. o perioadă de singurătate și perioadă de cuplu sau de familie. Sunt și foarte mulți oameni care cărora li s-a schimbat viața și s-au trezit că ceva nu funcționează în viața lor fiind căsătoriți. Sau poate fiind într-un cuplu sau având un copil. Cum crezi? Uh, din punctul meu de vedere, ce mi s-a întâmplat mie, uh -huh. ai niște lecții de luat când ești în cuplu. Ai ceva de înțeles de acolo. Uh -huh. Iar pe urmă, în singurătate, ai alte lecții, uh -huh. altceva de înțeles. Adică te înțelegi mult mai bine când ești singur decât când, când ești în cuplu. Păi de ce? Pentru că dorințele mele, cu dorințele tale, dacă eu nu mă cunosc pe mine, eu nu știu să mă diferențiez între mine și tine ce îți dorești tu sau dacă eu îmi doresc. Uh -huh. Pentru că dacă noi, simplu lucru, adică în simplu fapt că nu înțelegem că noi, mai ales când te căsătorești, se face unul. Și efectiv, e o harababură. Se manifestă tata, se manifestă mama la tine. Adică parcă ai fi mama, parcă ai fi tata, adică personalitățile lor în familie. Dacă tu nu te cunoști pe tine cum să zic, și când ești în cuplu, efectiv e foarte greu de diferențiat lucrurile astea. E foarte important să fii conștient și să fii conștient de tine. Dar cel mai important este când ești singur. Acolo începi să te cunoști cu adevărat pe tine, în singurătate. În singurătate începi să, să, să simți lucrurile, începi să vezi ce îți place, ce nu îți place, începi să nu fii manipulat de oameni, de alte programe. Adică te retragi undeva sau chiar dacă nu poți, dar fiecare pe drumul lui o să ajungă și lecția a singurătății, să vadă cum este. Este greu, într-adevăr, nu este foarte ușor, dar dar cum am înțeles este când nu ești întreg, când am fost singur și chiar eram singur, dar eram mic, nu eram complet. Mă simțeam singur. Adică ceva din mine îmi dorea să am pe cineva lângă mine că mă simțeam singur E acum când a trecut anii și sunt singur nu mă mai simt singur și ce spune semn de întrebare dar de ce când eram atunci mă simțeam gol și când aveam pe cineva mă simțeam plin dar acum când sunt singur și mă simt plin îmi spune semn de întrebare dar ce se întâmplă? e ceva în tine care ți-ai refăcut pe tine ți-ai refăcut sufletul le găsi pe Dumnezeu. Nu îl caut undeva într-o biserică, nu îl caut undeva în exterior. Îl caut în mine. Nu neapărat să mă duc undeva să-l caut, că mă ajută să mă duc la o, o biserică, să-mi caut un terapeut sau să mă ghideze cineva, e foarte important. Este bine să pot să înțeleg ceva, dar când ajung să nu mai mă simt singur, e important. Atunci am atins. Am atins. Aș vrea să știu atunci când spunem nu mă lasă conștiința. Ce nu mă lasă, de fapt? Ce nu mă lasă, când zici că nu te lasă, e, e efectiv ceva ce e în tine care ți-a zis că nu e bine. Asta vreau să zic. ce? Și atunci ce nu e bine, că nu e bine să faci lucrul ăla. Păi de ce? Ca așa mi s-a zis mie. Adică, ceea ce s-a transmis din generații, s-a zis că lucrul ăla nu e bine. Că nu e bine să-ți să placă banii, că e ochiul dracului. Că nu fă, nu fă că nu e bine. Păi de ce? Nimeni nu are o explicație. Și atunci, tu în interiorul tău, consideră că nu e bine. Tu ai nevoie să treci peste ea. E o energie care ți s-a fost indusă, un o, o program care ți s-a fost indus trebuie să treci peste el. Adică să ai puterea să treci. Și atunci când tu te începi să te cureți, începi să treci peste programele alea care ți-au fost date. Adică e ceva în tine care l-a sădit cineva și tu consider că e bine, dar parcă nu mă lasă ceva. Atunci, pe parcurs când încep să înțeleg, mă rog, țin post, merg la o biserică, mai merg la un terapeut, încep să fie mult mai ușor să trec peste ele. Ceea ce. Conștiință, zic, zicem că conștiință. Dar e de fapt ceva în interiorul nostru, inconștient, subconștientul nostru. Ce este Sufletul și cum să mă raportez la el? Toți știm că Sufletul este partea divină din noi. Din... Bun. Uh, ca să pot să, să ajung să diferențiez, avem nevoie să înțelegem că e un Spirit și un Suflet. Ca să pot să, fac, să încep să fac diferența între mine și Sufletul meu, am nevoie să fiu împăcat cu mine. Și împăcat cu Dumnezeu. Adică, Sufletul e Suflet. Programele noastre pozitive, ce se află în interiorul nostru. Spiritul nostru suntem noi. Ei, fără Suflet, noi nu funcționăm. Începe, uneori suntem buni cu niște oameni și simți o căldură în tine și zici, mamă, cât te mult te iubesc pe tine și ce-ți ofer ție. este Dumnezeu din tine. Când dispare lucrul respectiv, e exact ca într-o relație. Te întâlnești într-o relație, e flăcărica aia la început și zici, e atracția, e dragostea. Da? Deci te atrage, deci Dumnezeu, te trage pe, pentru persoana respectivă. Iar pe urmă devine flacără, iubirea. E când a trecut iubirica aia, efectiv devii tu manifest. Și atunci zic, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? De fapt, tu te manifesti. Nu se mai manifestă Dumnezeu din tine. Dacă înțelegem că fiecare din fiecare dintre noi este Dumnezeu și nu e undeva pe unde am fost needucați, da, înțelegem să ne comportăm diferit. Și atunci, cum aș putea eu să cresc iubirea asta față de tine ca să am tot timpul iubirea asta? Îți dau un exemplu. M-am dus la un magazin și era o doamnă care a reacționat foarte urât, foarte dură și la un moment dat am înțeles că ceva nu e regulă. Și mi-am cerut iertare, m-am rugat, mi-am cerut iertare față de ea că ceva s-a întâmplat, nu acum altă dată. L am întors după două săptămâni și ce crezi că s-a întâmplat? Persoana aia s-a schimbat radical față de mine. De deci ceva din mine a atras sufletul m-a să merg acolo, da? să pot să înțeleg ceva de acolo. Orice om putem să înțelegem ceva de la el, dacă vrem. Dacă nu, nu se înțelege nimic. Absolut nimic. În calea noastră spre evoluție, care sunt cele mai importante lucruri, care sunt cele mai importante trăiri pe care noi trebuie să le avem, experiențe pe care trebuie să le avem și trăiri pe care trebuie să le șlefuim ca să ajungem să trăim după voia sufletului? Ah, toți avem experiențe. Știi? Ideea este că depinde cum, cum vrei tu să le vezi. Că de obicei vedem experiența ca pe, pe un chin. Uh -huh. Adică, dacă se întâmplă cineva sau se desparte sau se întâmplă ceva cu viața ta, îl vedem ca pe un chin. Nu vedem ca pe o lecție sau să înțelegem în ceva din el. Uh, ar fi. Uh, există atâtea informații în ziua de astăzi încât ai putea să înțelegi foarte multe lucruri legile Universului, să înțelegi cum funcționează ea, legea atracției. Adică lucrurile astea am putea să le înțelegem ca să putem să ajungem să ne cunoaștem și să cunoaștem sufletul nostru. Dar toate lucrurile și toți avem, poate experiența mea pe care o am eu, altul are de 10 ori mai, mai multă decât mine. Ideea este că ce putem să învățăm din ele? Ce înțelegem? Și interesant este că la un moment dat puneam întrebări și mi se, își dădea singur răspunsurile. Deci, de fapt, în noi este sădit toate răspunsurile noastre și tot ce avem noi de înțeles. Dar nu vrem să le vedem. Încercăm să ne mințim să le ascundem undeva. Și... Te ascult. Și... Doar în momentul când Îți pune cineva întrebări, atunci le scoți la suprafață. Dar tu crezi că, de fapt, îi, îi, le adre îi spui tu răspunsul, dar, de fapt, e răspunsul pentru tine. Ce înseamnă un om evoluat spiritual? Mă, știi, cu evoluția asta e, e drăguță. La un moment dat m-am întâlnit cu cineva și zic că ce-ar fi dacă noi doi, acum, asta de vorbă și să vorbim despre noi? Cum ar fi? Și zice la un moment dat, acum să vorbesc despre mine? Păi simplu să vorbim, oameni, să zicem oameni spirituali, oameni care au o altă cunoaștere și înțelegere, să vorbească despre el ce a înțeles în ultima perioadă. De orgoliu, de mândrie, cum a trecut peste el, ce a făcut, cum a făcut. Păi n-am avea ce să vorbim. Adică, băi, sunt, ne credem uneori oameni spirituali dar nu înțelegem lucrurile esențiale Care sunt lucrurile Și esențiale a... Pentru a fi un om evoluat Sau pentru a deveni un om evoluat Care sunt sale esențialele basic? basic Ca omul să înțeleagă Domne, uite, eu încet, încet Devin o ființă rațională Conștientă Îmi cresc nivelul de conștiință Iar scopul meu este să devin Scopul sufletului meu este să devin o persoană Evoluată când îmi dau seama că sunt pe drumul ăsta? Care sunt străsăturile unui om evoluat spiritual? Um, virtuțile, nu știu, numește Din, din punctul meu de vedere, da. uh, cel mai important lucru e când ajungi să vorbești de tine, de experiențele tale, okay. ce înțelegi despre ele, okay. ce înțelegi despre viață, și ce ai făcut tu pentru viața asta ce ți s-a dăruit, deci pentru sufletelul tău care uh -huh. l ai tu uh -huh. și ce ai oferit altor oameni. Okay. Și atunci când, băi, eu vorbesc despre mine, nu mai vreau să vorbesc despre tine. Nu vreau uh -huh. să-l bărfesc pe cutărică, pe vecinul. Să pot să fac ceva pentru tine. Să îl iert, dacă iar dacă mi-a greșit să poți să-l și să mă rog pentru el. Adică, bine, vecine, dacă tu înțelegi, eu înțeleg mai multe. Dar eu mă rog pentru tine. Pentru că eu înțeleg că tu treci printr-o situație în care nu te înțelegi pe tine și eu mă pentru tine. Adică mână de la mână, pietricică cu pietricică, începem să sădim și să creștem, să ne evoluăm unii pe alții. Că eu nu pot să evoluez fără tine și tu fără mine. Poți în siguratate, perfect. Dar în lumea asta, dacă vrem să trăim printre, printre oameni, asta înțeles și Isus. Și efectiv, avem nevoie de oameni. Avem nevoie de oameni să... Poate unii, unii îi ghidăm pe alții, ne ghidează ei pe noi. Dar efectiv ne ajutăm reciproc să evoluăm. Unul ajuns sus, ne trage... Pe noi ce de jos ne trage în sus. Ce alte căi de evoluție cunoști? Ce alte... Hai să le numim cârje. De ce se mai poate ajuta omul din exterior la început ca să poată să descopere și să facă lumină în interior. Știm cu toții că nu e ușor atunci când începi. E... Sunt multe perdele de dat. În primul rând e, sunt oamenii din jurul tău. Cu asta cred că aș începe. Ar fi să poți să schimbi mediul de oameni ca să poți să te agăți de ceva. Chiar dacă n-ai putere și n-ai voință în tine să poți să, să schimbi oamenii. Efectiv te duci, îți cauți al prieteni sau mergi la cursuri. Sau te acăți de cineva. Ce cursuri? Să unde mergi să se ducă un om? Din, în, să zic cum am luat-o eu. Da. Mergi la cursuri de reiki. Okay. Perfect. Mergi la conferințe, unde okay. întâlnești alți oameni uh -huh. cu altă gândire. Uh -huh. Mergi la numerologie. Okay. Să te înțelegi și mai bine, adică uh -huh. cum funcționează uh, materia. Înțelegi foarte multe lucruri. Okay. Uh, Poți să, să mergi la orice întrunire care efectiv. iar întâlnește alți oameni. Efectiv, să mergi pe ceea ce simți tu. Să mergi la un curs de respirație. sau să mergi să practici cum să faci respirația. sau orice curs pe care tu-l simți. Dau un exemplu. Vreau să merg acum la un curs. L-am văzut pe Facebook perfect, am zis că mă duc direct, am simțit, am zis că mă duc acolo, nici n-am mai stat pe gânduri, am zis că mă duc. Adică, simți sau conștientizezi că este bine pentru tine, pentru evoluția ta? Du-te! Vrei să progresezi sau vrei să rămâi la fel? E foarte important. Adică, bă, la ce nivel sunt? Bă, chiar dacă nu știi nivelul la care ești, pe parcurs o să-l afli. Dar este important dacă acționezi. În, pe, în, în stadiul ăsta, adică băi, nu știu nimic despre mine, nu sunt conștient de ce se întâmplă în viața mea. Perfect. Cum pot să încep? Băi, schimbă un pic oameni din jurul tău pentru că au o gândire și eu dacă îi zici la ala, bă, m-am dus la un curs de Reiki sau m-am dus la un curs de respirație sau m-am dus la numerologie, omul ăla o să de tine și o să scade stima de sine și o zici bă, hopa, nu mai mă duc, uite, râd prietenii mei de mine și parcă nu mai vine să mai mă duc. Și atunci... E foarte important oamenii din jurul nostru să un pic, să-i schimbăm și să mergem altfel. Cât de importantă este iubirea și cum lucrăm cu iubirea pe această scară a evoluției? Toți ne dorim iubire și fericire. Înțelegem din copilărie, ajungem să fim fericiți, suntem împăcați cu Dumnezeu. Pe urmă, treptat, treptat, începem să să zicem așa, să pierdem. Dar avem începutul și știm unde trebuie să ajungem. Adică, din nou, la început, la starea de fericire. Tu o pierzi făcând anumite lucruri în viața ta. De fapt, ce ne desparte dintre Dumnezeu și noi este ego. Ce înseamnă ego? Ești de God out. Adică dă-L la o parte pe Dumnezeu. E odată când tu depinde ce vrei să crești și ai, ai, ai un gol când, când faci, te mândrești cu un lucru. Stau un exemplu. Ne mândrim. Era tata și zicea, du-te la bunica și uh, laudă-te cu ce-ai primit. Ai o laudă. Nu, 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 hrănesc pe Dumnezeu. Adică nu hrănesc partea divină, hrănesc ego. Noi când zicem ego, poate nici nu înțelegem ce înseamnă ego. Am ego mic sau ego mare. Am un ego și mai mă și mândresc că am ego mare. Dar efectiv tu îl pe Dumnezeu. Și atunci tu îl pe Dumnezeu, efectiv sufletul tău nu mai e cu tine să te protejeze. Și se întâmplă anumite accidente. Și zici, dar de ce? Ce se întâmplă cu viața mea? Și atunci, de fapt, noi ajungem, să ajungem când ajungi în starea de, feri de iubire, înseamnă că e, ești pe drumul cel bun. Încep, încet, încet ajung la fericire, iubire. Dar cum ajungi acolo? Cum ajungi la iubirea de sine? E, în primul Atunci rând? să ajungi la iubirea, să poți să te accesi pe tine. Să știi mm -hmm. ce, ce ești pe lumea asta, știi? De exemplu, să știi că ai venit pe lumea asta să, să, să ajuți oamenii, știi? Și la un moment dat pare așa mai ieșit din, din tipar uh, murisem m-am întors și înainte mi-am văzut viața ca pe un film stai să ne întoarcem murisem și m-am întors da. în vis? nu uh, eu vorbesc de ce s-a întâmplat mi-am văzut viața ca pe un film când mi-am creat viața Ok. e foarte interesant mi-am văzut viața ca pe un film și am La des... ce vârstă se întâmplă asta? Uh, eram copil. Uh -huh. Și știam, știam lucrurile, adică, efectiv, îmi știam viața, am văzut-o, mi-am văzut viața, dar în același timp știam că o să uit. Dar, okay. în același timp, mi-am lăsat niște fragmente ca să pot să-mi aduc aminte ce am făcut. Uh -huh. Și, efectiv, mi-am văzut viața ca pe un film și vreau experiența asta, vreau asta, vreau asta. Adică eram și plin de fericire, iubire. Deci, efectiv, ca să poți ajunge la starea ta de fericire, e să-ți urmezi drumul tău. De ce ai venit aici? Ei, atunci când îți urmărești sufletelul tău, ajungi la starea de și fericire, și iubire. O să o primești. Dar dacă plec pe stadiu că eu sunt cu tine și tu o să-mi dai mie fericirea, ăla e un pas greșit. Fericirea e zace în mine. Iubirea tot în mine. Și atunci e de fapt să mă unesc eu cu Dumnezeu. Să merg pe drumul meu și să mă aliniez cu ce este drumul meu. Și atunci o să fiu fericit. Dar dacă mă erigez decât într-o mașină sau o casă, o să fiu nefericit. E, așa cum am ajuns eu că mi-am cumpărat televizorul, mi-am cumpărat mașină, mi-am cumpărat și de fapt am ajuns tot la starea de nefericire, înseamnă că ceva nu e în regulă. Nu zic că e un lucru rău să zici să cauți. Caută orice îți dorești tu. Decât să te mâhnești mai bine iale, dar o să vezi că o să ajungi tot în pragul ăla. Și de tata ziceam, e înțelept cine înțelege din greșelile altuia. Băi, să ajungi să poți să mă uit la tine și să-mi zici că nu e ok ceea ce ai făcut și să înțeleg, să-l și accept, e un lucru mare. Adică ești un înțelept. Decât să, să mai fac și o aceeași greșeală din nou, de ce să o mai fac dacă tu mi? -i? Adică e foarte important. Atunci, fericirea este dată în momentul în care să zici că ești o fericire și iubire, este momentul când ești pe drumul tău și l acces pe Dumnezeu. Și l găsești în tine. Crezi că oamenii au înțeles ce le-a transmis Universul în acest 2020 zbuciumat? Nu cred. Crezi că a scăzut nivelul de conștiință al maselor sau hai, a crescut? Uh, hai să zic uh, o chestie. De ce nu se înțelegem? Uh, am avut atâta timp uh, să putem să citim, să căutăm. Să căutăm, uh, să căutăm răspunsuri. Să înțelegem ce este virusul, ce este COVID-ul. Uh, ce se întâmplă cu lumea. Ce se întâmplă că istoria se întâmplă. Totul este repetitiv. Păi dacă de 2000 de ani se tot repetă aceeași poveste, pe vremea lui Hristos existau hoți, erau. Erau oameni care erau fățarnici și erau. Sunt și în ziua de astăzi? Sunt și în ziua de astăzi. Sunt oameni spirituali care încearcă să te manipuleze? Sunt și în ziua de astăzi oameni care te manipulează și nu îți dorește binele, îți dorește răul. Adică sunt fel și fel. Ce exista înainte există și în ziua de astăzi. Existau vrăjitoare pe vremea aia? Există și în ziua de astăzi. Păi, dar ceva putem să facem să schimbăm? Dacă de 2000 de ani există, putem să schimbăm și noi ceva? Adică, ce mă face pe mine să schimb ceva? Atât la mine, cât și la oameni din jurul meu. Cum dăm vina pe oameni că cine este pus în frunte? Băi, ca să poți să schimbi pe unul din vârf, e întâi să te schimbi pe tine. Mm -hmm. Oamenii din piramida, când se construiește, nu se construiește de sus în jos. Se construiește de jos în sus. Și atunci, dacă omul de sus ne minte, îți pun să întrebare, băi, cine de fapt e problema? Noi ca oameni că mințim și suntem mințiți. E, și atunci un lucru foarte important este, eu dacă te mint pe tine, în schimb voi primi minciună. Dar în schimb dacă eu îți ofer adevărul, voi primi adevărul. Și dacă suntem conștienți când îți creezi o relație bazată pe o minciună vei primi minciună și prietenii tăi din jurul tău vor fi tot o minciună adică ei nu o să spună adevărul în fața ochilor tăi, adică nu o să poate să stea să te privească să spună adevărul el încearcă să te mintă. Dar, în schimb dacă creiezi ceva din iubire efectiv că îți dorești chiar dacă nu o ai mm -hmm. și bă eu îmi doresc să îți ofer iubirea chiar dacă nu o am vei primi iubirea putem Oferă să ceva ce, ce nu avem? încerci să oferi ceea ce nu ai uh -huh. băi, nu știu să comunic băi, mă chinui să comunic și odată o îl vei avea uh -huh. băi, nu sunt fericit dar sunt pe drumul ăla și îți ofer ție fericirea chiar dacă nu o am Emanuel, dacă ar fi să facem o retrospectivă a lui 2020 și să închem cu un, uh, un gând pentru cei care ne urmăresc pentru finele acestui an care ar fi acela? E să se roage pentru oameni să se roage pentru uh, conștiință, să se roage pentru oameni din, a, din, uh, din aproapele lor să lor, se roage pentru oameni care sunt în, uh, în spitale adică un om spiritual știi zici băi sunt spiritual dar de câte ori te ruga pentru oameni care sunt bolnavi în ziua de astăzi uh -huh. îmi doresc binele pentru, uh, pentru țară, îmi doresc da ai făcut ceva, ai făcut o schimbare tu ca om păi da ce face altul de ce să fac eu? Dar de ce să nu încep cu tine? Mm -hmm. Schimbarea ta, e primul pas să se schimbe lumea. Adică Nu e mai important să tu să fii pasul și după aceea să fii tu exemplu. Dar nu tu să te lauzi că ești un exemplu, să te laude altul că ești un exemplu. Adică să ajungi în stadiu în care, băi, să te admire cineva pentru ceea ce ești. Nu pentru ceea ce ești îmbrăcat. Nu cine ești deci când ne facem uneori știi, ideea este cum eram mă uit primată la cum arăți nu la ceea ce ești tu, cine ești tu și uh, îmi place cum arăți, dar de aia te iau nu pentru cine e interiorul tău și atunci uh, important e uh, nu cum ești îmbrăcat nu e important cum arăți e important ce faci ce dăruiești, cine ești tu și spune pentru 2020 este că frica, frica care este în ziua de astăzi sădită, da? dacă nu o să acționăm acum, o să ne afecteze pe viitor. O, poate nu pe noi, că suntem, să zicem, care sunt conștienți, înțeleg care sunt mai, mare, mai mulți oameni care sunt inconștienți, dar o să te afecteze pe copii. copiii trăiesc care sunt acum, vor trăi alte traume, mult mai grave. Și o să fim mai distanțați Copiii nu înțeleg Dacă părinții nu explică Dacă părintele nu e conștient Și nu explică copilului ce se întâmplă Și manipularea care este Atunci copilul o să, o să fie Mult mai distant Unde te pot găsi oameni, Emanuel? Ai un site, un cabinet? Uh, știi, e foarte drăguț Cu găsitul uh, Da pentru că omul, când își dorește să găsească pe cineva, îl găsește. Ok. Uh, Știu, am înțeles un lucru. Am făcut, Mi-am făcut un uh, un site și l-am lăsat fără să-l promovez, fără să fac nimic. Uh, interesant a fost că au venit oamenii, fără să fac nimic. Deci, omul găsește persoana potrivită mm -hmm. exact pe ceea ce își dorește el și pe ce are nevoie. Și pe ce are nevoie, exact. Și atunci, Uh, există, da, există să te promovezi. Știi, să, să, să te găsească. Dar dacă își dorește el, ajunge cu adevărat, ajunge. va ajunge. Cu siguranță nici nu, nici nu o să-mi fac. Adică, știi, când vrei să pleci doar să te promovezi, să, să faci din lucrul ăsta decât bani, știi? Sau vrei să ajuți oamenii? Și am vrut să, să testez lucrul ăsta. Uh -huh. Ce se întâmplă? Ajunge omul sau nu ajunge omul? își dorește sau nu își dorește și ajunge oamenii potriviți. Fix pe ce, ce trebuie. Da. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne găsiți pe canalul nostru de YouTube de Conștient, iar până data viitoare, eu și invitatul meu, vă invităm să trăiți prezenți și conștienți. Numai bine!